rămâi viața mea, rămâi sufletul meu, tu și tăcușorul meu. Nu vă las, nu vă las să moară lumea de necaz. Păriți ca la mine, nu mai vă doamne la mine. Mama mea, rămâi viața mea. De-aș putea scumpăra zile pentru mama mea, aș da prețul cel mai mare să o fac nebunitoare. Doamna Cornelia, sărbătorita noastră de astăzi, la mulți ani, suntem echipa surpriză la domiciliu și astăzi, de ziua dumneavoastră, avem o surpriză. Din partea cui credeți că ar putea veni surpriza? La copii. Din partea copiilor, Cristi și Anisa, din partea lor este surpriza. Deci, sunt pentru dumneavoastră și am un mesaj din partea lor. Mama mea este o femeie cum alta nu există. Mi-a dat viață, m-a hrănit, m-a învățat, m-a îmbrăcat, m-a sprijinit, m-a certat, m-a educat și, cel mai important, m-a iubit necondiționat. Nu sunt cuvinte suficiente ca să descriu cât de importantă e pentru mine. Mamă, te iubesc! La mulți ani! Cu drag, surpriza vine din partea copiilor Cristi și Anisa. Noi mai avem câte ceva pentru dumneavoastră. Până una alta, le spune și dumneavoastră ceva? Le mulțumesc la toți copiii. Mama mea, să bucure de copii, rămâi viața mea, rămâi sufletul meu, tu și tăcușorul meu. Nu vă las, nu vă las să moară lumea de necaz. Păriți ca la mine, nu mai vă doamne la mine. Mama mea, rămâi viața mea. I-aș putea scumpăra zile pentru mama mea, aș da prețul cel mai mare să-l fac nebunitoare. I-aș putea scumpăra zile pentru mama mea, aș da prețul cel mai mare. Să-mi fac nebunitoare.
cine ne ajută să vă cântăm la mulți ani? Astăzi este o zi atât de importantă. Imediat. Trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Cornelia să trăiască, Cornelia să trăiască. Și acum, pe final, înainte să ne apucăm de fotografii, le mai spuneți ceva copiilor, dar fără plâns, să nu creadă că sunteți supărate. De ce de până la Cristina? Ce să le spui? Să fie sănătos. Să aibă sănătate, putere, să aibă postă de muncă. Ce să mai spui? Să fie sănătos. Să bar mulți. Tremură. Nici nu mă gândeam la așa ceva. Să-mi facă copiii surpriza asta. Ce? Nu mai mă numai. Să vă simtindem frumos. Asta. Ne-aș putea cumpăra zile pentru mama mea. Aș da prețul cel mai mare să o fac nemuritoare. La fel pentru tatăl meu, că a muncit și-a trăs din greu. Aș muri în locul lor să aibă o trai ușor. La fel pentru tatăl meu, că a muncit și-a trăs din greu. Aș muri în locul lor să aibă o trai ușor. Tatăl meu, măicuța mea, voi doi sunteți viața mea. Câte zile voi avea? Mama mea, tăicuțul meu, eu vă mulțumesc mereu. Mama, orice ar fi, se roagă pentru copii. E la inimioară arsă, când nu treci o zi pe acasă. La fel și tăicuțul meu, mă, cât plânge de focul meu. El îmi vrea doar binele, ca să aibă liniște. O mamă, orice ar fi, se roagă pentru copii. E la inimioară arsă, când nu treci o zi pe acasă. La fel și tăicuțul meu, mă, cât plâng.